Pentru că nimic nu este întâmplător. Astăzi, la 114 ani și o zi de când savantul DPHD-ul a trecut în lumea spiritelor, venim în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre pentru a cinsti memoria unei persoane, unei personalități care întreaga carieră s-a ocupat de cercetarea operei și punerea în valoare a operei savantului Bogdan Petrici cu Haideu și a fiicei sale Iulia. Este vorba de doamna Jenica Tabacu. Ați văzut în referatul de aprobare, a fost prezentată biografia și tot ceea ce a făcut în domeniul științific, pentru că este și-a dat doctoratul în operele lui Bogdan Petricei cu Haldeu. Ce aș vrea să subliniez, să vă rețin atenția doar cu două lucruri. A fost o luptă crâncenă pe care doamna Jenica Tabacu a dus-o în primul rând cu Consiliul Județean pentru a aduce în administrarea Consiliului Local Câmpina Muzeul Memorial Iulia Haldeu și, mai important de atât, s-a luptat timp de 7 ani de alături de domnul avocat Pănoiu pentru ca acest castel să rămână în patrimoniul municipiului Câmpina, încheiindu-se acel proces a avut cu presupușii, așa zisi, moștenitori. Îmi pare rău că nu am putut să facem acest lucru cât doamna Jenica era în viață, însă sunt convinsă că și dumneavoastră veți fi de acord că asemenea personalități ale orașului merită recunoașterea noastră, măcar prin acest simbolic titlu de cetățean de onoare. Și tocmai de aceea vă rog să aprobați proiectul așa cum a fost el formulat și mulțumesc doamnei Cristina Bochin pentru documentare.